În acest videoclip o să discutăm despre reacția de adiție. Reacția de adiție se desfășoară cu ajutorul unor catalizatori, dar v-am spus, condițiile nu prea contează. Schema generală a reacției asta de aici. Adiționăm ceva necunoscut. În urma adiției se rupe legătura pi, se rupe legătura asta și unul va trece aici și celălalt va trece aici și vom obține așa ceva. Asta e Y-ul și astea sunt celelalte legături. Bun. Există 4 tipuri de adiții care se studiază în clasa 10-a și probabil că cam astea sunt. Deci avem așa adiția hidrogenului. Adiția hidracizilor, adiția halogenilor și adiția apei. Și acum o să discutăm pe rând despre fiecare. În primul rând, adiția hidrogenului. În urma adiției hidrogenului la o alchenă, o să se obțină un alcan. Adiția hidrogenului se desfășoară în prezența catalizatorului de nichel, dar asta nu prea contează. Ce se întâmplă? Mai bine o să scriem hidrogenul așa. Se rupe legătura pi a legăturii duble, se rupe legătura dintre cei doi hidrogeni. Și un hidrogen se va duce la un carbon și un hidrogen se va duce la celălalt carbon și ne rezultă un alcan. Dacă, de exemplu, noi am avut inițial etenă, da? Și adiționăm la ea hidrogen, o să ne rezulte alcanul corespunzător, adică etanul. Aici se rupe legătura, deci am avut etenă și am ajuns la etan. Bun. Și acum, adiția halogenilor. Ștergem asta. Adiția halogenilor. Adiția halogenilor seamănă cu adiția hidrogenului, numai că în loc de hidrogen o să avem un halogen pe care se notează cu X. De obicei, tot la fel, se rupe legătura pi a legăturii duble și o să avem un derivat halogenat. Să luăm un exemplu concret tot la etenă și să zicem că îi adiționăm clor, se rupe legătura și o să ne rezulte un derivat dihalogenat pentru că are 2 atomi de clor. Bun, mai departe. Adiția hidracizilor. Schema generală este la fel. Mai că de data asta o să avem un hidracid, adică un hidrogen și un halogen. Același lucru se face. Se scindează legătura pi a legăturii duble, se scindează legătura dintre hidrogen și halogen. Un hidrogen se va duce la un carbon și un halogen se va duce la celălalt carbon. Scriem alchena, bineînțeles, fără legătura
pi pe care tocmai am scindat-o și adăugăm halogenul și hidrogenul. Acum, dacă o luăm pe exemple concrete, o să vedem că avem două posibilități. Cazul în care avem, cum am avut până acum, etenă, care este o alchenă simetrică. Ce înseamnă alchenă simetrică? Înseamnă că în stânga și în dreapta legăturii duble avem același lucru. În cazul ăsta avem CH2. Să zicem că adiționăm la ea acid clorhidric. În cazul de față, deci mecanismul e același. Se scindează legătura pi a legăturii duble, se scindează legătura dintre hidrogen și clor. Hidrogenul se va duce la un atom de carbon și clorul la celălalt. Alchena fiind simetrică, nu are importanță la care carbon adăugăm hidrogenul și la care carbon adăugăm clorul. Rezultatul va fi același. Deci aici am pus un hidrogen, deci o să avem 3 și aici am pus un clor. Dacă avem alchenă nesimetrică sau asimetrică, cum ar fi propena, și adiționăm la ea, asta e 3 aici, și adiționăm la ea acid clorhidric, observăm că avem doi produși de reacție. Avem două variante. După ce scindăm legătura, pia legăturii duble și legătura dintre hidrogen și clor, putem să ducem hidrogenul la carbonul din stânga și clorul la carbonul din dreapta, sau putem să ducem hidrogenul la carbonul din dreapta și clorul la carbonul din stânga. În primul caz ne va rezulta, dacă ducem hidrogenul la carbonul din stânga, o să avem CH3, CH3 și aici un clor, pentru că am dus hidrogenul la carbonul din stânga. Dacă ducem hidrogenul la carbonul din dreapta, o să avem CH2, CH2, CH3 și aici un clor. Ei bine, ce se întâmplă? În această situație o să avem un singur produs de reacție majoritar. Produsul de reacție majoritar este ăsta. De ce? Pentru că, conform unei reguli care se numește regula lui Markovnikov, hidrogenul se va adiționa în procent majoritar la carbonul care are cei mai mulți atomi de hidrogen, care este cel mai bogat în hidrogen, și aici ne referim la carbonii care participă la legătura dublă. Deci, în situația de față, fiindcă carbonul din stânga are 2 hidrogeni și carbonul din dreapta are doar unul singur, hidrogenul se va duce în mare majoritate la carbonul din stânga. Deci ăsta de aici va fi produsul majoritar. Produs majoritar. La nivel de clasă, în clasa 10-a, când se cere adiționarea hidracizilor, de obicei nu se mai cere și precizarea produsului care apare în procent minoritar, ci numai cel care apare în procent majoritar. Deci reacția se va scrie doar așa, scriem numai produsul ăsta, care se adiționează conform regulilor Markovnikov, adică hidrogenul se duce la carbonul care are cei mai mulți hidrogeni. Puteți să țineți minte asta gândindu-vă că hidrogenul se simte mai bine când este cu cei asemenea lui, așa că o să se ducă acolo unde sunt cei mai mulți ca el, nu? Bun. Mai departe, ultima adiție despre care discutăm este adiția apei. Apa care este H2O, dar se mai poate scrie și HOH. Schema generală, la fel ca și la celelalte, o să scriem apa HOH ca să se vadă mai bine ce se întâmplă, se scindează legăturile și nu așa. Scriem. Deci o să vină un OH și un hidrogen aici. Luăm pe exemplu concret
și aici să avem două cazuri. În cazul în care avem etenă și adiționăm apă la ea. Etena, cum am zis, e o alchenă simetrică pentru că la stânga și la dreapta legăturii duble avem același lucru. O să scindăm legătura pi a legăturii duble, se scindează legătura dintre hidrogen și hidroxil și nu contează unde punem hidrogenul și unde punem grupa hidroxil, o să avem același lucru și în urma reacției o să obținem un alcool. Substanțele care au grupa OH în ele se numesc alcool, deci asta este un alcool. Și dacă avem o alchenă asimetrică, cum este propena, propena asimetrică, pentru că în stânga legăturii duble avem CH2 și în dreapta avem CH-CH3, adiționăm apă. Am zis că scriem numai produsul majoritar pentru că asta se cere la nivel de clasă și îndăm legătura de aici și îndăm legătura de aici și regula lui Macovnikov spune hidrogenul se va duce la carbonul care este cel mai bogat în hidrogen, deci hidrogenul va veni aici și grupa hidroxil, adică OH, se va duce aici. Scriem foarte frumos rezultatul, ăsta e. Iarăși avem un alcool pentru că avem grupa OH. Grupa OH înseamnă alcool. Când o să facem despre alcool, o să învățăm și să denumim, dar acum nu contează. Deci, atât aveți de reținut la adiție. Când adiționăm două lucruri diferite, în cazul apei și în cazul hidracizilor, adică un hidrogen și un halogen, respectiv o grupă hidroxil, trebuie să ținem cont de felul în care se adiționează dacă avem alchena asimetrică, adică de regula lui Markovnikov.